Mereu în istoria fotbalului am avut parte de triori ofensive care pur și simplu nimiceau apărările adverse, de la Van Basten, Gullit și Rijkaard, tripleta senzațională de la AC Milan și naționala Olandei, la tripleta senzațională din atacul Braziliei formată din Ronaldo Nazario, Ronaldinho și Rivaldo. Și poate chiar cea mai cunoscută tripletă din istorie este MSN, formată din Lionel Messi, Luis Suarez și Neymar. Iar în 2020, foarte multe echipe au în atac triplete foarte puternice de fotbaliști, iar astăzi le vom vedea pe cele mai interesante. Desigur, nu la toate echipele ies în evidență trei fotbaliști, de exemplu Bayern München, care se bazează în atac mai mult pe Robert Lewandowski, ceilalți fiind lăsați puțin în spate de către polonezi. Dacă am pomenit de Bayern, haideți să începem cu marea rivală a bavarezilor, Borussia Dortmund, care prin aducerea în această iarnă a norvegianului Haaland și-a conturat un atac de 5 stele. Aceștia l-au un atac pe capitanul Marco Reus, poate cel mai bun fotbalist din istoria clubului, pe Jadon Sancho, unul din fotbaliștii noștri preferați și unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști din lume, chiar lângă aceștia s-a alăturat și Haaland, care a reușit deja să impresioneze, reușind să înscrie 8 goluri în 4 meciuri și doar o dată a fost titular. Pe lângă galeria fenomenală pe care o au galbenegrii, acum aceștia au și o tripletă de vis în atac, care este și foarte eficientă, Sancho având 16 goluri înscrise și 15 pase de gol, cifre foarte bune pentru un fotbalist de doar 19 ani, care deja a ajuns să valoreze 120 de milioane de euro. La fel de bine stă și Marco Reus, care în Bundesliga în acest sezon a înscris 11 goluri și a dat 6 asisturi și mai mult ca sigur și Haaland va avea cifre impresionante în următoarele luni. Borussia Dortmund însă va da piept în faza următoare din Champions League cu o altă echipă cu fotbaliști fenomenali în atac, și anume PSG, care are cea mai scumpă tripletă formată din Neymar, Mbappé și Mauro Icardi. Nu multe echipe pot plăti atât de mulți bani pe fotbaliști și pe salariile acestora, cum o face Paris Saint-Germain. Echipa din Paris a intrat în istorie prin transferurile lui Neymar și Mbappé, care împreună au costat peste 400 de milioane de euro. Și deși argentinianul Icardi e doar împrumutat, probabil și el va fi cumpărat definitiv, pentru că a avut evoluții destul de bune, reușind să-l scoată din primul 11 pe golgheterul all-time al echipei, Edison Cavani. Neymar este fotbalistul care face spectacol prin driblingurile sale și în acest sezon, deși a fost accidentat o vreme, tot a reușit să înscrie 13 goluri în campionat și 6 asisturi, iar colegul său de cameră, Mbappé, îl depășește cu un singur gol marcat în plus. După plecarea lui Neymar de la Barcelona, catalanii au rămas cu un spațiu gol în atac, deși Barça a tot căutat înlocuitori pentru brazilian, dar nici Dembélé și nici Coutinho n-au reușit să ia locul. În vara trecută l-au adus pe golgheterul lui Atletico Madrid, Antoine Griezmann, care nici el nu rupe gura târgului, dar parcă are evoluții ceva mai bune decât predecesorii săi. Barcelona în atac cu Griezmann, Suarez și capitanul Lionel Messi își propune să câștige Champions League, performanță pe care n-au mai reușit-o din 2015. Eu zic că acest trio din atacul catalanilor este unul bun, cu fotbaliști experimentați care pot face diferența în momentele mai complicate. Și Juventus are o tripletă interesantă în atac, formată din Cristiano Ronaldo, care are un început fabulos de an, reușind să înscrie o mulțime de goluri la cei 35 de ani, Paulo Dybala, care are un an mult mai bun ca cel precedent, în care a avut evoluții mai slabe, și mai nou Higuain s-a alăturat celor doi, deși nu are cifre impresionante, argentinianul rămâne un fotbalist de calitate care oricând poate avea execuții formidabile. Torinezii au reușit să-și recapete primul loc în Seria A, unde anul acesta chiar are concurență mare, deoarece Inter a reușit să-și construiască o echipă solidă. Bineînțeles, marele scop al lui Juventus este să câștige UCL.
iar principalul lor argument este Cristiano Ronaldo, care este în formă maximă și este mult mai motivat să câștige un nou balon de aur și să-l egaleze, bineînțeles, pe rivalul său Lionel Messi. Mergem în Premier League, unde Manchester City are o tripletă fantastică în atac, formată din Mahrez, Sterling și Kun Agüero, care pur și simplu sunt niște mașinării de goluri. Cei trei sunt susținuți cu multe pase de la Kevin De Bruyne, iar aceștia reușesc să înscrie gol după gol. În total, cei trei au doar în Premier League 37 de goluri și foarte multe asisturi, iar acum nu mai au nicio șansă la câștigarea campionatului și își vor îndrepta toată atenția către UCL și credem că sunt unii din favoriții la câștigarea trofeului, deși în următoarea fază vor da piept cu Real Madrid. Încheiem videoul cu cea mai eficientă și putem spune chiar cea mai bună tripletă ofensivă din lume, și anume cea din atacul cormoranilor, formată din Mohamed Salah, Sadio Mane și Firmino. Cei trei pur și simplu au distrus fiecare apărare din Anglia și cu cei trei în atac, Liverpool nu a pierdut nici măcar un meci, având un parcurs de vis și deja ar trebui să li se mâne trofeul Premier League. Roberto Firmino, dintre cei trei, este mai underrated pentru că brazilianul face și fața defensivă, coborând foarte des la mijlocul terenului, alergând foarte mult și pasând decisiv de multe ori. Iar când are ocazia de a înscrie, o face de fiecare dată. Mohamed Salah, pe partea dreaptă, face legea în fiecare joc și înscrie foarte des, iar senegalezul Mane face la fel pe partea stângă. Cei trei au o chimie fantastică și cu siguranță pot desface orice apărare din lume. Acesta a fost videoclipul nostru, nu uitați să ne scrieți în comentarii care este trioul vostru preferat și desigur, dacă v-a plăcut, apăsați pe like, share și subscribe și dacă doriți și mai mult, puteți deveni membri ai canalului.